cei doi consilieri ploieșteni ai Partidului Prahova în Acțiune, Alexandru Ștefan și Cristian Ionescu, au prezentat în fața halelor centrale proiect de modernizare a zonei, ilustrat prin intermediul unei machete. Cu această ocazie, ploieștenii care au tranzitat zona au avut ocazia de a semna pentru susținerea proiectului respectiv. Bună, dar să și concluzioneze. Deci eu am făcut foarte multe apeluri la primărie pentru toaleta de aici, din centru, de lângă hală. Nimic, 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 nimic. Suntem în mijlocul orașului și nu avem o toaletă, nu se poate. Avem nevoie de o piață corespunzătoare. Da, corect, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Ne-am civilizat, dar piața este de acum 50 de ani. Ce părere am? Ideile așa în general sunt, dar trebuie să fie fundamentate. E parazitată, închis o lună zile, e negru pe acolo, pe sus. Platoul halelor trebuie modernizat. Cea mai mizerată piață din județul ăsta. Eu am făcut școala în Câmpina, în 54. E o piață în Câmpina, farmacie. Intră acolo, sunt și acolo sârbi de ăștia care vând produse, fructe și ce vând. Domnule, aici știi ce face omul? Ia zarzavatul sau ambalajul ăla și îl bagă în zăsuc. Zi, sub ăsta pe care stă să vândă. În Câmpina nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Consilierul local Prahova în Acțiune, Alexandru Ștefan, susține că inițiativa de a strânge semnături vine în contextul în care demersurile pe care le-a demarat în interiorul administrației publice locale pentru a lua în seamă proiectul prezentat de formațiunea politică din care face parte nu au fost luate în seamă de conducerea primăriei Ploiești. Am ieșit cu ea deja de 6 luni, am avut demersuri interior administrative care din păcate nu s-au concretizat și acum noi intrăm în Ploiești. Chiar am făcut un an de zile de când sunt consilier local. Au fost primele audiențe pe care le-am făcut în aer liber. Evident că principal subiect au fost ale centrale, dar discutăm de Miniu, discutăm de Victor Rezătar, discutăm de Mintica Apostol, discutăm de coloniile Vega, Teleajan și Astra, care sunt uitate de administrație. Discutăm că vrem să fim o capitală a sportului pentru Ploiești. Singura inițiativă, sau nu singura, dar poate puține inițiative care sunt pentru inițiativa de capitala tineretului, trebuie să insuflăm în Ploiești. Nu mai putem. Eu sincer m-am săturat. Am 33 de ani, m-am născut în 1989. M-am săturat. Eu la 33 de ani am vorbit cu foarte mulți ploieșteni de vârsta a treia care sunt dezamăgiți, care au fost păcăliți și care văd că nu mai au speranțe. Acțiunea de strângere de semnături va dura până în momentul în care se vor strânge 50.000 de semnături.